Cartea aceasta este o minune. Le spuneam și aseară la Biblioteca Basarabie. Că n-aveam de gând să o scriu pentru că am multe proiecte, foarte multe proiecte. La mine somnul înseamnă 3-4 ore. Și la Grigore vieții tare mult. Și toți trebuie să ținem la el. Și să facem multe pentru el. Dar aveam atâtea proiecte și apoi, în urmă, cu aproape lună de zile, un vis ne-a părut chiar. Părinte, te rog, fă-mi și mie o bucurie, scoate și mie o carte, un manual de viață, cu lecții, de suflet, din care să învățăm noi cei de astăzi. El a plecat, dar ne-a lăsat o operă monumentală, creația lui, pentru care merita de mult premiul Nobel. Și am selectat în opera lui și am scos acest manual cu următoarele lecții de suflet. Ați văzut dumneavoastră că mi s-a dat la început ca să dau binecuvântarea de la Dumnezeu. E foarte important să avem binecuvântarea de la Dumnezeu. Să-L avem pe Dumnezeu. Asta e cheia succesului. În orice domeniu, fi dragii mei, cu Doamne ajută. Aceasta este rugăciunea cea mai scurtă a românilor din totdeauna, 2000 de ani. Noi așa am învățat din Biblie. Acolo în Evanghelie expresă. Doamne ajută. Acesta e salutul de Doamne. Nu ok, nu alte cuvinte. În acestea noi introducem atâtea cuvinte străine în limba română pe care o profanăm și am ca și eu. Multe și-au presărătate și nu am văzut presărătate cuvintele noastre românești să le folosească. Dar noi suntem gata să luăm totul de la străini, îi iubim tare mult, dar să rămână acolo, să-i vizităm acolo, să ne viziteze și ei, dar să nu stea prea mult, că unii au uitat să mai plece din țară. Țara lui Dumnezeu, România, grădina Maicii Domnului. Și toate neamurile de pe pământ, dragii mei, sunt foarte importante, sunt flori. Indiferent ce etnie ar avea, fiecare este creația lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc pentru prezentarea cărții dumneavoastră și pe această cale vă și felicităm. Mulțumim! Și-aș dori să ne unim la opera Poetului Național Grigore Vieru și vă propunem spre ascultare următoarea melodie. La mănăstirea cea capriană bate un clopot în zi de duminică. La capriană a venit la această activitate unde a avut două evenimente duble, Ziua Națională a Lecturii și lansarea acestei frumoase cărți care va fi pentru noi toți un ghid util în continuare. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Ce mulțumim!